Probabil unii dintre dumneavoastră știu că eu mă ocup cu alpinism și în special cu alpinism în Himalaya. Ce v-aș putea spune eu despre alpinism este că fiecare om are un hobby, pentru mine e un hobby, eu sunt dentist, merg la lucru în fiecare zi și e hobby-ul meu. Și a ajuns un pic mai mult decât un hobby, pentru că am mers în câteva expediții și cu timpul am ajuns mai sus și am ajuns să urc munți de 8000 de metri. Acum s-au mai adăugat unul anul acesta, se numește Macalu. I-am urcat unul câte unul și ce v-aș spune, din punctul meu de vedere, fiecare om care are un hobby este un om foarte interesant. Mulți oameni merg la meciuri de fotbal sau joacă fotbal, citesc sau pescuiesc, să zicem. Și ce diferă hobby-ul meu, îl face, să zicem, diferit de alte hobby-uri și îl pune cumva în grupa sporturilor extreme, ar fi că este ceva special care nu este adrenalina. Mulți oameni cred că noi facem asta pentru adrenalină. Și vă pot spune sigur că din ceva ce ține 2 luni nu ai cum să ai adrenalină. Dacă ai 2 minute, poți să ai adrenalină. 2 luni când stau în expediție, cred că îți cedează inima dacă stai cu adrenalina sus. Și atunci vă spun sigur, nu este adrenalina. Ceea ce m-am gândit destul de mult timp și ceea ce cred eu că face diferența este un termen, concept, o idee care eu aș numi o destul de simplu aventura. Și treaba asta, aventura, face diferența între a merge la, să zicem, pescuit și a merge în Himalaya. Pentru că fiecare aventură începe cumva și oamenii de copii citesc despre treburile astea. Cred că nu credeți în povestea cu aventuri la pescuit, nu? Care pot fi. Dar eu am început și eu să citesc cărți când eram copil. Mi-au plăcut destul de mult și pot să-mi aduc aminte câteva din cărțile care chiar mi-au plăcut și le-am recitit de 5-6 ori. Era Robert Louis Stevenson cu Comoara din insulă, era Jules Verne, dacă unii sunt de vârsta mea, Jules Verne se lua de la librărie împreună cu Socialism Științific, altfel n-aveai cum să o primești și o citeai și vedeai ce a mai făcut Capitanul Nemo și sufereai cu socialismul în partea cealaltă, că ai dat banii pe el. Sunt câțiva acolo de vârsta mea, cred. Și pentru mine așa au început aventurile, probabil. Cred că așa am ajuns și cred că pe orice om care începe să citească așa ceva, îl poate prinde puțin. Nu știu dacă cineva de aici își aduce aminte de prima aventură. Vă aduceți aminte prima aventură din viață? Nimeni? Eu mi-aduc aminte. Foarte puțin. Dar eu m-am gândit mult și una dintre primele aventuri ale mele au fost când părinții m-au uitat la grădiniță și am venit cu femeia de serviciu acasă. Dar m-am gândit destul de mult care a fost chiar prima. Ce mi-aduc aminte foarte bine și cred că o să fie mai mulți de doi, mi-aduc aminte foarte bine de prima bicicletă. Și aduce cineva aminte prima bicicletă? Oh, aproape tot, mă bucur. Sunt între bicicliști, mă simt mult mai bine. Prima bicicletă, cred că toți copiii și-au dorit-o și a fost o mare bucurie. Și oare de ce? De ce bicicleta înseamnă așa de mult pentru copii? Nu trebuie să te faci alpinist, poți să te faci biciclist și poți să trăiești toată viața cu această pasiune. Pentru că pentru un copil, bicicleta înseamnă libertate și independență. Înseamnă eliberarea din grupul adulților, înseamnă să fii liber fără adulți și fără restricții. Și atenție, fără adulți. Cred că cu adulți, pentru un copil, nu mai înseamnă aventură. Pentru mine, de la bicicletă, timpul a trecut și eu am vrut alte aventuri și undeva în timpul liceului am vrut să merg la munte, să merg independent, cu rucsacul în spate, să merg încotro vreau
și să nu mă întrebe nimeni nimic 10 zile. Eu ceea ce încerc să fac e să merg pe rute ceva mai înclinate, unde ascensiunea spre vârf presupune și cățărare. De ce? Pentru că idealul meu, dacă voi reuși, este să urc o rută nouă în Himalaya, iar rutele noi care au mai rămas, liniile pe munte, pe unde n-a urcat nimeni, sunt deosebit de dificile și înclinate, pentru că pe celelalte mai ușoare s-au dus cei dinainte care urcă deja de 50 de ani. Eu am nimerit acum și tot ce a rămas este deosebit de dificil, presupune cățărare. Cățărarea este chestia care, știți, fără mâini în buzunare, trebuie să pui mâinile și eu asta încerc să fac acum, să fac o rută de cățărare, să o parcurg în Himalaya. Și veți vedea un filmuleț, vă voi mai explica eu câte ceva, o să închei partea despre cățărare cu un citat al lui Churchill. Winston Churchill a zis, el consideră că sunt două lucruri foarte grele în lume. El era un timp mai solid așa și zicea să te cațeri pe o scară îndreptată spre tine și să săruți o fată înclinată în partea cealaltă. Eu cu cățăratul mă descurc, despre a doua parte chiar nu pot să mă laud. Dăm drumul la filmuleț. Treasure thief. Kids lying when clock says 10.
Sus pe Dhaulagiri. Și asta e și pe
colegii mei din Rusia și Kazahstan. Eu merg pe The Real Summit. Sunt ca rebelii de frig și de efort, dar mă duc și sus.